Doamnă, realitățile sunt sumbre. Indiferent de, cum să vă spun eu, amestecul ăsta de slogan politico, trăiți mai bine, dar nu știți voi, coșul zilnic se împuținează. Dumneavoastră ați vorbit aici numai de prețul utilităților, dar gândiți-vă că în același timp a crescut și prețul benzinei, a motorinei. La și iată că magazine, de aici încolo, totul s-a scumpit. Numai o clipă. De aici încolo trăim, vom vedea că prețurile vor crește, iar creșterea este generată tocmai de ajustarea pozitivă a tuturor materiilor, resurselor de care o familie are nevoie. Ce aș vrea să mai adaug? Mi se pare iarăși puțin forțat, ca să nu spun stupid, că nu vreau să jignesc pe nimeni, să faci comparații cu alte state. Păi deja noi, deci noi suntem pe ultimul loc la pe ultimul și penultimul loc la colectare de taxe și impozite și TVA. Deci cu alte cuvinte, bugetul nostru se alimentează cel mai puțin sau e ultimul la nivel european. Pe de altă parte, suntem pe primul loc în ceea ce privește prețul energiei. Și închei spunând un lucru. Eu nu contez. Adică cel mai scăzut. Eu nu contez faptul că ar fi fost necesară, într-adevăr, generarea unui cadru concurențial pe piața furnizorilor de energie, dar am făcut acest lucru în cel mai prost moment strategic. Asta e altă problemă. Cărbunele termocentralele, media se închide, nuclear electrica este în suferință. Nu știu cum stau cu bazinele hidrografice. Cernavoda e bine, nu? Pompează la capacitate maximă. Așa păi știți că tocmai e, dacă vă uitați la datele financiare ale companiei nucleare electrică, funcționează, domne. Plus și care investește mult anul acesta în companie. Auziți, mă bucur din suflet, spuneți-mi, lucrează reactoarele acelea? Eu am înțeles că au intrat într-o etapă tehnică de revizuire, care, nu? Dacă deci, cu alte cuvinte, nu produc energie. Nu am deschis niciodată. Și sunt bani să...